partenerul emisiunii, compania Antibiotice, aproape de oameni, cu știință și suflet. Bună ziua și bun găsit la Izvoare de Sănătate de aici de la Iași. Sunt Vasilea Sărăstoaie și astăzi vă propun să începem mai multe ediții, minimum două, în care să discutăm despre bioetică, despre care totuși am mai discutat, dar în special despre un program ce se desfășoară pe o perioadă de 3 ani de zile și care are un titlu incitant: o analiză etică a politicilor de sănătate din România. Universitatea de Medicină și Farmacie a început să construiască un centru de cercetări etice și politici de sănătate și, beneficiind de o finanțare a fondurilor europene, care atrage cercetători postdoctoral, deci care au deja o experiență în domeniu, încearcă să abordeze dintr-un alt unghi de vedere politicile de sănătate, politici care s-a dovedit până în prezent că au creat inechități în sistemul de sănătate, inechități de o asemenea dimensiune încât acest termen, înlăturarea inechităților din sistemele de sănătate, a fost preluat și de către Organizația Mondială a Sănătății. Acest program, care se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, a adunat în acest centru filozofi, sociologi, psihologi, economiști și, nu în ultimul rând, medici. Cu toții sunt motivați să abordeze bioetica, să descopere latura pragmatică a acestor cercetări, să construiască politici de sănătate care în final să poată duce la înlăturarea inechităților din sistemul de sănătate românesc, inechități pe care, să spunem așa, fiecare le poate vedea cu ochiul liber. Deocamdată bioetica este la începutul la noi, nefiind acompaniată sau implicată poate pe domeniile de cercetare genetice, acestea fiind slab reprezentate, cred, la nivel mondial. Dar sunt începuturi, există reviste de bioetică la Iași, la Cluj, începuturi timide care sper să avanseze. Este o știință a valorilor vieții, o știință a actelor medicale prin prisma valorilor personale, valorilor sociale și, evident, comunitare, aplicate, evident, domeniului medical. Definiția bioeticii este una care suportă multe puncte de vedere. Eu sunt sociolog și am să mă opresc foarte mult asupra dimensiunii sociale a acestei chestiuni. Cred că, în primul rând, bioetica este o problematică socială. Este o problematică socială pentru că ne privește pe fiecare dintre noi. Practic, fiecare dintre noi este la un moment dat pus în situația de a merge la medic, de a vedea care este starea sănătății sale și, într-un anumit moment al vieții, posibil să decidă dacă primește sau donează un organ. Toate chestiunile acestea legate de etică, în special de donare de organe, de etica medicală, toate acestea au o importanță socială deosebită. Cu atât mai mult cu cât în momentul de față, dacă observăm, există o anumită înclinație a populației de a cere foarte mult din partea corpului medical. Practic există un soi de conștientizare a relației medic-pacient. Bioetica o consider ca o provocare a secolului 21. Sunt că, de fapt, este o disciplină, o direcție absolut nouă în interpretarea tot ce știința face, dar dintr-un aspect filosofic, etic, din aspectul valorilor care sunt implicate în acest demers științific, pentru că apoi de analizat și de văzut unde mergem și care vor fi rezultatele finale. Bioetica este, noi spunem, o disciplină. Nu este o știință pentru că nu se bazează numai pe argumente
de cercetare sau pe argumente empirice, sau bazează pe multiple argumente, inclusiv argumente de ordin normativ care vin din filozofie sau din teologie. Se bazează de asemenea pe date de cercetare, pentru că, dincolo de faptul că noi credem că un lucru este bun, trebuie să mai vedem și dacă funcționează. Deci, aspectul de cercetare joacă un rol important. Joacă un rol important pentru a vedea cum anumite valori culturale, cum anumite valori morale, cum anumite valori ale oamenilor influențează comportamentul lor. Dacă ne referim la partea de gândire etică, probabil există foarte multe, există o zonă normativă care vine din filozofie. Dacă vorbim de comportamentul moral, face parte foarte mult din socializare. Disciplină, știință, sau mai corect spus, intersecția dintre științele umaniste, științele pragmatice și științele politice, bioetica este în mod evident o provocare pentru societatea românească și mai ales cea care reușește să adune la un loc specialități aparent, să spunem, despărțite de adevărate prăpăstii. Cea mai mare aplicabilitate în acest moment bioetica o are în sistemul de sănătate, dar nu numai. Și dacă o are în sistemul de sănătate, atunci trebuie să existe o abordare pe o politică intersectorială. De aceea, temele majore de cercetare în cadrul proiectului pe care le vor aborda bursierii Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași se referă exact la utilitatea și pragmatismul bioeticii, neabandonând însă, să spunem, fundamentul teoretic, cel care poate să construiască o viziune a unui sistem de sănătate. Cred că fiecare dintre noi, în momentul în care este beneficiar al unor activități care sunt desfășurate în sistemul de sănătate, își dă seama că există o componentă etică în relația pe care o are el ca pacient, ca și client, cu cel care îi furnizează serviciile, în speță cu medicul și cu toate celelalte profesii implicate în actul medical. Este, din păcate, la noi s-a discutat prea puțin această componentă propriu-zis etică a actului medical. Și pacienții și medicii se concentrează de regulă pe actul medical în sensul restrâns, ca un gest cumva tehnic mai degrabă, decât ca pe ca un gest care are o semnificație morală și, finalmente, o semnificație umană. Am să mă refer în special la români, la populația generală care are foarte mare nevoie de implicarea bioeticii, deoarece marea majoritate a politicilor de sănătate nu includ pacientul în ecuație. Pacientul este ultimul întrebat de nevoi pentru o eventuală alocare de resurse care să se plieze pe aceste nevoi. Este o percepție în funcție de domeniul de activitate. Este ceva foarte interesant pe care, dacă nu-l cunoști, este foarte ușor de dat la o parte. Deci un fel de mică cenușăreasă, toată lumea vorbește despre bioetică, dar de fapt foarte puțin încearcă să și facă ceva în acest domeniu. Sigur că această problematică a bioeticii în România în acest moment este undeva pe planul 2, 3, 4, 5, da? Pentru că este mult mai important, vorbind de un domeniu cum este domeniul sănătății, să am intervenție, să am bani, să dezvolt o unitate sanitară, să formez o resursă umană, dar întotdeauna aspectul bioeticii sau a eticii pe care vreau să îl implementez în domeniul sănătății va fi trecut pe hârtie și puțin aplicat. Bioetica este un domeniu în care, probabil din antichitate, pentru care din antichitate a existat preocupare, de la Hipocrat încoace. Dar au existat lungi perioade în istorie când
deși s-a discutat de etică, bioetica n-a fost foarte importantă. În anii 60, se pare că medicina a reinventat etica sau a reinventat interesul pentru etica. Bioetica, ca și disciplină, a fost dezvoltată în Statele Unite și promovată la nivel global, precum alte produse americane. Bioetica, sigur, este un domeniu multidisciplinar și el trebuie să rămână un domeniu multidisciplinar. Deci a fost adusă de medici pentru că probabil moștenim o tradiție. În timpul perioadei comuniste, de exemplu, se preda deontologia medicală, se vorbea despre etică medicală și probabil pornind de la aceste, să spunem, rădăcini, s-a perpetuat ideea că bioetica aparține medicinei, lucru care sigur nu este adevărat. Bioetica vizează științele vieții în general, iar această abordare multidisciplinară dă de fapt valoare demersului bioetic. Să nu uităm că de fapt toate teoriile pe care le folosim astăzi în demersul bioetic își au rădăcina în filozofie și în niciun caz în medicină. Evoluția științei, evoluția tehnicii în toate domeniile, dar mai ales în medicină, a pus și o problemă care este o problemă de fond. Știința trebuie sau nu să aibă și conștiință? Oare nu cumva această modificare revoluționară de mentalitate nu transformă persoana umană din subiect într-un obiect și nu îl transformă într-un mijloc al cercetării științifice în loc să fie beneficiarul cercetării științifice. Marile descoperiri, mai ales în domeniul biologiei celulare și a geneticii, însoțită de aplicabilități practice, cum ar fi clonarea, reproducerea umană asistată medical sau vechi probleme de abordare, cum ar fi eutanasia, suicidul asistat medical, nasc în același timp și speranțe, dar în același timp și dezamăgiri. Este aspectul dual pe care îl are cercetarea științifică și deoarece vorbim despre mai multe științe, nu doar de medicină, trebuie să arătăm că bioetica poate fi la fel de bine abordată, nu numai de medici, dar cum spuneam în deschiderea emisiunii, de teologi, sociologi, psihologi, filozofi, economiști, juriști. Primul rol al unui filosof este, cred exact, să ridice un pic nivelul de la care privim lucrurile. Oamenii, specialiștii mai ales, au tendința de a privi lucrurile foarte îngust, fiecare pe felia lui, fiecare în compartimentul lui. Specializarea este foarte, foarte înaltă. Un filosof vine cu o perspectivă mai de ansamblu și poate și media între diferite profesii. În plus, în mod evident, poate introduce în discuție chestiunile de etică, chestiunile propriu-zis de etică, adică poate propune unei organizații, de exemplu, să discute teme precum conflictele morale, precum dilemele morale, felul în care organizația poate să fie mai performantă, dar în același timp respectând anumite norme și luând în calcul anumite valori morale. În bioetică, implicarea mea este destul de limitată. Eu vin de pe versantul teologic cu o viziune despre ceea ce înseamnă omul și umanitatea lui. Aici încerc să ajut și pe colegii mei și să am și eu răspunsuri ca și partener vis-a-vis colegi medici, colegi filozofi, colegi teologi. Eu, ca sociolog, sunt interesată foarte mult de felul în care populația rezonează la unele propuneri ale corpului medical, ale oamenilor de știință în ce privește perspectivele noi
privind actul medical, în ce măsură putem modela mentalitățile, dar în același timp să reglăm și comportamentele și relațiile interumane, în special relația medic-pacient. La acest moment, atât de mult cât ne-am fi dorit, nu avem cercetători postdoctorali care să vină din partea administrației publice. Probabil că nu există un interes foarte mare sau nu există un timp alocat pentru astfel de lucruri într-o situație economică destul de grea a României, în care sunt atâtea și atâtea priorități. Însă, probabil că rezultatul final al acestor cercetări și al acestor 3 ani de derulare al proiectului se va materializa într-un set de recomandări foarte, foarte bine adaptate la nevoile societății românești, care sperăm să fie luate în considerare de către guvernanții. Bioetica mea este viața, de fapt, activitatea mea de bază, fiindcă finisând sau absolvind facultatea de medicină, mi-am luat doctoratul în filozofia științei și anume medicinei, care întreaga cercetare a fost spre analiza abordărilor bioetice în istoria sa. Ca mai apoi să elaborez și cursuri în cadrul Universității de Medicină, atât pentru studenți cât și pentru medicii practicieni, să mai implic în elaborarea codului de etică a medicilor, deci aceasta fac. Proiectul de la Iași, care este unic în Europa, vine să coaguleze încercări, să spunem, din țară, dar și a unor cercetători din afara țării și încearcă, să spunem, să globalizeze într-un fel bioetica. Bioetica este un domeniu în care se profesează greu și mai ales se exersează. Bioetica nu dă întotdeauna soluții, dar ridică întotdeauna probleme, iar soluționarea acestor probleme vine din inițiativa societății. Cu alte cuvinte, și pacienții fac bioetică atunci când își apără drepturile fundamentale și când sunt educați să se exerseze în acest domeniu. Informarea este elementul esențial pentru o societate care se dorește a funcționa pe vechi principii, pe principii morale, care o societate care încearcă să-și definească ce înseamnă binele sau rău. Cât de important este pentru lumea medicală, pentru pacienți, să se implice în dezvoltarea bioeticii, aceasta este într-adevăr o problemă ce trebuie discutată. Este vital necesară, nu că nevoie, deoarece la un moment dat sunt puse drept priorități niște valori care încalcă demnitatea umană, încalcă niște lucruri, aspecte fundamentale, să spun așa, existenței noastre. Și chiar dacă trăim într-un secol al pragmatismului, într-un secol unde materialul predomină, totuși nu trebuie de uitat și de aspectul filosofic al lucrurilor. Tot ceea ce se întâmplă în România în acest moment, este nevoie de a dezvolta un concept de bioetică, de a implementa acest concept de bioetică pe specificul României și în sănătate în special, atâta timp cât vorbim de componenta economică care dictează tot ceea ce înseamnă indicatorii stării de sănătate în acest moment, partea de bioetică este extrem de importantă. Este un minus al bioeticii în România că este practicată doar de medici. Eu cred că a fost o structură organizațională care a promovat acest lucru. Rolul proiectului este de a lărgi această structură, de a arăta că bioetica nu poate fi practicată numai de medici și aș putea cita pe unul dintre tinerii cercetători postdoctorali, a cărui motivație a fost: mi-am dat seama că nu pot practica bioetica de unul singur sau nu pot preda bioetica de unul singur. De multe ori banii care ar fi trebuit să ajungă pe pacient în sănătate
poate s-au dus în sfera managerială sau în locuri ascunse și nu au fost folosite acolo unde trebuie. Probabil de aceea avem doctori din ce în ce mai puțin, probabil de aceea avem asistenți din ce mai puțin, probabil că de aceea avem spitale din ce în ce mai degradate, probabil că de aceea pacienții sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Eu cred că abordarea etică va aduce normalitatea și echilibru în sfera medicală și în sfera medico-socială. Va stabili ceea ce trebuie să facem ca România, România secolului 21, să fie o Românie etică, o Românie a tuturor românilor. Ceea ce încearcă să facă bioeticienii din Iași și bioeticienii din România, în primul rând, este să tragă un semnal de alarmă guvernanților și societății românești, că nu mai putem să mergem în acest mod. Consecințele sunt deja extrem de dezastruoase. Suntem pe ultimul loc la aproape toți indicii posibili pe care îi găsești listat la Organizația Mondială a Sănătății. Și asta, repet, nu se întâmplă neapărat din lipsa resurselor. Se întâmplă dintr-o nepăsare profundă și a guvernanților, dar și a societății, vis-a-vis de valorile morale, de valorile etice, de ceea ce e bine și e normal să fie bine în societatea românească. Ca să înțelegem principial cu ce se ocupă bioetica, trebuie să listăm problemele pe care le ridică societatea contemporană și la care tot societatea trebuie să intervină și să găsească soluții. Desigur, deseori ce este mai șocant, atrage și poate mulți consideră că bioetica se ocupă de clonare, că bioetica se ocupă de eutanasie, dar nu numai. Din fericire, sau poate din nefericire, în România nu există deocamdată dilema etică legate de progresele științei, pentru că nu avem laboratoarele și de ce nu avem încă grupuri de cercetare care să ajungă, să spunem, la acest nivel subcelular, care să dezvolte proiecte științifice ce ar putea să ne creeze dileme. Însă, în afară de aceste aspecte ultraspectaculoase, bioetica intervine în chestiuni care aparent sunt mici, nesemnificative, dar care în fapt contribuie la o viață mai bună, la dezvoltarea unui sistem de sănătate și în același timp la protejarea drepturilor pacienților. Este foarte important o parte de etică a ceea ce înseamnă accesul la serviciile de sănătate a populației, în oferta serviciilor de sănătate, în finanțarea serviciilor de sănătate, în ceea ce înseamnă o mare problematică a societății românești actuale, acel fenomen de tranziție demografică cu îmbătrânirea populației și care necesită o altă abordare și o altă implicare a societății românești în ceea ce înseamnă sprijinul unei populații care are nevoie de un anumit tip de servicii, de o anumită abordare, de un anumit mod de finanțare a nevoilor resimțite și neexprimate în acest moment, decât sub anumite forme foarte scurte, hai să spunem așa, sau restrânse, când de fapt există aceste nevoi care trebuie într-adevăr testate și la aceste nevoi să se încerce să li se găsească o rezolvare. La noi în țară a fost cumva privită pe locul 2, situată pe locul 2 bioetica ca și importanță în sistemul de sănătate, în stabilirea politicilor de sănătate. Dar populațiile vulnerabile sunt extrem de importante de studiat ca și nevoi și apoi de tras concluziile de rigoare pe care se le transmite mai departe decidenților. Apoi stările terminale, bolnavii cronici aflați în stări terminale, care, pentru care nu sunt soluții viabile, accesibilitatea la sistemul de sănătate care le oferă soluții de suport pentru o calitate a vieții pe ultima sută de metri acceptabilă, de asemenea, sunt deficitare. Avantajul aici în domeniul etic
că putem elabora politici de sănătate. Nimic nu vine pus în traistă, nimic nu se face ușor, nimic nu se dă de gata atunci când vorbim de sănătate. Dar dacă nu avem oameni care să cerceteze, care să găsească soluții și să vină cu aplicabilitate concretă, nu vom schimba nimic. Se va vorbi de aceiași 20 de ani, de aceiași 40 de ani, de foame, de lipsuri în sistemul medical, de neconsiderarea etică a anumitor problematici. Dar dacă vii cu expertiză, dacă vii cu o medicină bazată și o etică bazată pe dovezi, dacă vii cu date concrete, lucrurile pot fi schimbate. Trebuie să facem o distinție foarte mare între ceea ce înseamnă un management de spital, da? Și de aspectele etice ale managementului de spital. Este una să faci ceea ce trebuie să faci, pentru că este o impunere financiară, o constrângere financiară și gândesc economic, sau am nevoie de ceea ce înseamnă utilitatea pentru pacient și dreptate, între ghilimele, în acordarea unui serviciu de sănătate și în accesul la acest serviciu de sănătate. Cercetători cu experiență, o experiență dovedită în cadrul unor studii de doctorat, de profesii extrem de diferite, mai tineri sau mai puțin tineri, cu experiență clinică și organizațională sau fără experiență, s-au adunat aici la Iași într-un colectiv care încearcă să reconstruiască diferite sisteme, să reconstruiască diferite politici publice, inclusiv politici în sănătate. Am văzut în edițiile noastre câțiva din cei 40 de cercetători și modalitatea în care au înțeles ei să lucreze în colectiv sau modalitatea în care și-au propus teme de cercetare. Discuția va continua și în următoarele ediții, când vom încerca să aflăm cât costă bioetica sau cât economisește bioetica într-un sistem de sănătate, cum îl face mai eficient sau mai puțin eficient după unii. Sunt Vasile Astărăstoaie și vă aștept exact peste o săptămână la o nouă ediție a Izvarul de Sănătate de aici, de la Iași. Partenerul emisiunii, compania Antibiotice, aproape de oameni, cu știință și suflet.